Doamnelor și domnilor, bună ziua! Am citit comentariile voastre, am citit comentariile dumneavoastră la mai multe clipuri video pe care le-am postat în Facebook și sunt un număr de oameni care sunt încă spălați pe creier. Sunt spălați pe creier de propaganda rusească. Unii mă învinuiesc că sunt român, alții mă învinuiesc că sunt rus, că sunt dodonist, că sunt pentru Rusia. Eu un singur lucru vreau să vă spun, că eu îmi iubesc poporul, poporul meu, poporul român, care avem aceleași tradiții, care vorbesc aceeași limbă, și dacă eu astăzi pot să-l citesc pe Victor Hugo sau pe Diderot sau alte persoane sau alți scriitori în franceză, aceasta nu înseamnă că eu sunt francez. Sau dacă eu îl citesc pe Dante Alighieri în italiană, aceasta nu înseamnă că eu sunt italian. Sau Byron, sau pe Shakespeare în engleză, nu înseamnă că eu sunt englez. A cunoaște o limbă, aceasta înseamnă că îți dezvolți memoria. Sau dacă eu cunosc rusa, fiindcă eu am fost impus, eu am fost nevoit ca să o învăț chiar din grădiniță, aceasta eu nu înseamnă că eu sunt rus. Eu pot să-l citesc pe Tolstoi, Dostoevski, Cehov. Și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră un singur lucru, chiar și cei care îmi scriți în comentarii cu chirilică. Scriți, vă rog, caligrafic și corect din punct de vedere gramatical. Fiindcă dacă noi am fost o colonie, am fost invadați, am fost colonizați de către ruși, pe ruși nu-i interesa pe voi ca voi să aveți cunoștințe. Pe rușii îi interesa ca să aibă forțe de muncă. Și fiți atenți la ceea ce vă spun eu. Fiindcă rușilor nu le era interesant ca voi să aveți cunoștințe, ca voi să vă cunoașteți istoria, tradiția, de unde voi proveniți, căci Dodon spune că el are rădăcini, arborele genealogic, la el provine încă din secolul 15, dar el e un trădător. Cine știe, poate el are și careva rădăcini cu Federația Rusă și poate că mai mult s-a aruncat spre Federația Rusă din cauza că cineva din strămoșii lui a fost ruși? Nu se știe. Fiindcă mama lui, dacă l-a îndrumat corect, atunci el nu apăra astăzi interesele unui popor colonizator agresiv. Tatăl meu și bunelul meu a făcut școală românească. Tatăl meu, pe timpul sovietic, când se semna pentru a primi salariu, el semna cu caractere latine, fiindcă el a făcut 4 clase la români, așa cum spunea el. Am făcut la români 4 clase.
Deci el a avut o școală românească, a avut o temelie deja pusă. Și iar când a venit rușii pe ei, nu-i interesa ca el să facă școală mai departe. Rușilor le-a fost în plan ca să tumănească, să spele creierul persoanelor care au rădăcini, care gândesc în alt mod. Gândiți-vă mai întâi de a veni cu un astfel de comentarii, fiindcă rușilor nu le-a fost convenabil ca tatăl meu să devină cineva. Rușilor le-a fost convenabil ca să vă transforme pe voi în niște robi, în niște sclavi. Lor le-a fost nevoie, ei au avut nevoie de forță de muncă. Ei pe voi v-au trimis la lucru ca să munciți, dar nu ca să faceți școală. De aceea, nu-mi mai scriți în comentarii ca să-mi iau valiza și să plec în București. Fiindcă un om intelectual, el își cunoaște istoria, cultura, limba, tradițiile. Vă gândiți foarte bine mai întâi de a comenta. Fiindcă dacă voi în continuare sunteți spălați pe creier, aceasta nu e vina mea, eu încerc, pun un efort ca să vă trezesc, ca voi să vă treziți la realitate. Fiindcă socialiștilor le-i convenabil ca să aibă așa susținători de-al de voi. În ultimul videoclip pe care l-am publicat, m-a referit la Găgăuzia, la un decret pe care l-a făcut Unia Demnitari a Găgăuziei. Și care ei spun că cer garant de la conducerea țării, de la conducerea Republicii Moldova, că își va păstra suveranitatea. Atunci eu vreau să vă spun vouă că dacă poporul va decide că vrea reunirea, vrea să se unească cu România, poporul ce trebuie ca să ceară de la, să vă întrețină pe voi? Trebuie să ceară de la voi sfaturi? Voi, cei din Găgăuzia, treziți-vă, căci cineva a scris într-un comentariu și a spus că găgăuzii, dacă se vor trezi și vor învăța limba română, vor avea mai mari priorități. E și normal. Vor studia în București, în Iași. Treziți-vă, fiindcă dacă va avea loc unirea, cei care într-adevăr își iubesc țara, își iubesc poporul, ei nu o să vă întrebe pe voi, găgăuzii, ce trebuie să facă. Că voi, găgăuzii, cei care îl susțineți pe Dodon, dacă o să vă trimită copiii voștri ca să lupte în Ucraina, eu sunt sigur că voi o să spuneți, dar de ce copilul meu să se ducă? Dar voi atunci nu o să aveți o altă soluție. Copilul dumneavoastră, feciorul dumneavoastră va fi nevoit ca să se ducă, să se lupte, fiindcă voi așa doriți. Voi pe așa persoane îi susțineți, care vă conduce pe Dodon. Așa că, mai întâi de a asculta pe cineva, nu zic, fiecare avem auzi, fiecare avem creier, da,
De ascultat ascultă, dar faceți-vă concepția voastră. Repet, unirea oricum va avea loc, fiindcă noi am fost colonizați de către ruși și pământul ne-a fost împărțit și granița a fost pusă pe Prut, iar de cealaltă parte a Prutului, de partea dreaptă a Prutului, mai e încă o parte a teritoriului care se numește Moldova. Învățați, informați-vă și numai după aceea veniți cu un comentariu, cu o replică. Atât am vrut să vă spun. Aveți grijă de voi!